Începutul săptămânii s-a dovedit a fi o nouă zi de răbdat ore în șir la coadă pentru a ajunge cu dosarul la ghișeu. Zeci de oameni au așteptat în frig să fie strigați de pe o listă întocmită săptămâna trecută pentru a putea ajunge să-și înmatriculeze autoturismul. Ați venit să înmatriculați mașina? Da. Fiindcă sunt programat astăzi. Ați programat? Da, la numărul 74. Dar au ajuns la 47, am înțeles. Economisiți bani dacă înmatriculați acum mașina? Normal. Și statul economisește bani. Sistemul, cum vi se pare? Slăbuț momentan. Oamenii sunt revoltați de felul în care merg lucrurile în România și nu au speranțe că situația se va îmbunătăți. Mai mult decât atât, multe persoane susțin că nu au economisit mare lucru cu tăierea taxei pentru înmatricularea mașinii, ci mai degrabă au cheltuit bani mai mulți din cauza drumurilor făcute fără sens de la o instituție la alta. M-am înscris și aștept să mă cheme acolo, da. Pe ce număr aveți pe listă? 162. Mai aveți de așteptat, că am înțeles că s-a ajuns la 40 și ceva. O săptămână, două, eu știu cât o mai așteptat, cam așa ceva, da. Cum vi se pare că funcționează sistemul? Excelent, ca toată România. Excelent, da. Mai bine de atât nu se poate. Am economisit 4.900.000, atât era taxa la mașină, și am pierdut vreo 10-12 pe drum, poate mai bine. Pentru că funcționarii publici pot procesa doar un anumit număr de dosare pe zi, oamenii vor continua să stea la coadă și în zilele ce urmează.